Vlog de la nuntă, partea a treia. După ce au ajuns majoritatea invitaților, a apărut și Mirele Zglobiu, iar în scurt timp am apărut și eu, însoțită de tatăl meu. Iar în tot acest timp cât noi făceam poze cu invitații, gașca noastră de prieteni deja era în sală pentru că ne pregăteau o surpriză, și anume un dans. Ce toți invitații s-au poziționat la mese, au intrat nașii noștri, apoi urma să intrăm noi în sală, sub o formă mult mai diferită decât de obicei. Aveam un mesaj înregistrat cu vocea mea de întâmpinarea oaspeților. Iar dansatorii, fiind însoțitori de bord, au prezentat instrucțiunile pentru petrecere. Iar pe lateral găsiți candy bar-ul și cabina foto. Apoi a urmat momentul în care am intrat noi, îl regăsiți în întregime și pe contul meu de Instagram, Grecu Vlada. Ne-am delectat cu cele mai gustoase bucate, iar apoi a urmat câteva momente de show, dar și câteva tradiții de care nu ne puteam lipsi, cum ar fi colacul miresei, cică în teorie pregătit de mine, iar tradiția zice în felul următor. Cine rupe bucata cea mai mare din colac, acela va fi capul familiei sau cel care va plăti mereu facturile.